Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Campus Punctul PI. Invitatul meu din această seară este domnul consilier local municipal Silviu Roșioru. Bună seara, domnule Roșioru, și bine ați revenit în studioul Campus TV. Bună seara și bine v-am găsit și bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Domnule Roșioru, multă vreme, n-am cum să nu încep discuția de la acest aspect, multă vreme dumneavoastră ați încercat și ați reușit pentru o bucată bună de vreme să vă țineți departe de ceea ce înseamnă paginile de socializare. Iată că, până la urmă, și dumneavoastră ați ajuns să faceți parte din rândul celor care sunt prezenți pe paginile de socializare, la Facebook mă refer aici, și în foarte scurt timp a strâns un număr impresionant de prieteni și de aprecieri. Ce v-a determinat să luați această decizie? În primul rând, acest lucru mi l-au cerut prietenii și cetățenii municipiului Buzău. Tot timpul a spus, domnule, n-aveți Facebook, haideți că e mult mai ușor să comunicăm, vrem și noi să vă spunem, poate ne întâlnim cu dumneavoastră, poate nu putem, nu avem ocazia, cu toate că eu sunt tot timpul prezent în oraș, ați văzut, am o activitate din aceasta activă între cetățeni, între oameni, asta este activitatea mea. Și atunci, întâlnindu-mă și propunându-mi acest nou mod de comunicare, m-a determinat și am făcut acest Facebook și nu-mi pare rău. Am văzut că într-un timp foarte scurt mi-am făcut 5.000 de prieteni. Ați atins limita maximă, practic? Da, într-o săptămână. Și pe urmă mi-am făcut pagina oficială, Silviu Laurențiu Roșioru, și unde acolo pot primi aprecieri și, de ce nu, toți cetățenii din municipiu pot să vadă și activitatea mea și faptul de ceea ce pot eu și ce proiecte am eu de făcut și ceea ce vreau și îmi doresc să fac în administrația locală și în viața de zi cu zi. Este știut faptul că persoanele publice au pe cineva care le ajută. Nu întotdeauna răspund personal mesajelor primite, nu întotdeauna postează personal ceea ce le apare pe profil sau pe pagină. Noastră vă ocupați personal de această pagină și de acest cont? Da, mă ocup personal, dar mă mai ajută și soția, așa, din când în când, când între timp mă mai ajută și ea. Dar mă ocup, e normal, este al meu, mi-aparține și trebuie să fac acest lucru și ideile să mi le expun în așa fel ca oamenii să înțeleagă ce vreau și care este menirea mea și dorința mea în viața de zi cu zi. Ce primiți, ce fel de mesaje primiți pe pagina de socializare? Le mulțumesc tuturor buzoienilor. În primul rând vreau să spun că încerc ca în pagina mea de Facebook să am cât mai mulți buzoieni. În proporție de 90% sunt cetățeni din municipiul Buzău, iar restul din împrejurim. Am făcut în așa fel ca să pot să relaționez. Adică eu prieteni am peste tot. Am și în țară și mai mult, foarte mulți am și în diasporă. Dar proporția este de 90-10. Și primesc mesaje de încurajare de tot felul și mă susțin. Chiar este o sursă de energie pentru mine și le mulțumesc pe această cale tuturor celor care mi-au dat mesajele frumoase și de susținere și mă încurajează. Și chiar dacă uneori am și anumite, știu eu, greșeli, vorbesc aici, că nu pe toți îi mulțumești. Oamenii știu foarte bine să înțeleagă că discutând, comunicând, îi fac să înțeleagă care este ideea mea și ajungem la o idee comună. Și în proporție de 99%, mesajele sunt numai pozitive. Primim și sesizări de la oameni? Da, primesc și încurajez pe această cale și rog pe cetățenii municipiului Buzău și nu numai din Buzău, și din județ, pe adresa de Facebook Silviu Laurențiu Roșioru, îmi dă o apreciere și imediat acolo putem fi prezenți și comunicăm și orice mesaj este citit și asigur că răspund la orice mesaj primit și numai bine
exact ce spunea și dumneavoastră, și sesizări, și nemulțumiri, și idei, pentru că am făcut în așa fel și am și anunțat pe această pagină că vreau să iau cetățeni, vreau să iau idei de la cetățeni, și cel care vine cu o idee bună și se implică în activitatea de zi cu zi a administrației și a vieții din Buzău, ofer din indemnizația mea de consilier un premiu modic de 100 de lei. Și vreau să dau lunar la fiecare lună a acelui cetățean care cred eu că s-a implicat și a venit cu o idee sau cu o sesizare sau cu o nemulțumire și merită premiată, o să-l aduc, dacă îmi permite și dumneavoastră, chiar ideea mea ar fi să-l aducem și să vină cu mine în emisiune și să putem să le dăm curaj oamenilor să interacționeze cu politicienii locali și să aibă o legătură permanentă și să fie și prezenți la ședințele de Consiliu Local, pentru că atunci cred eu că noi, consilierii, o să avem mult mai multă dăruire și respect vis-a-vis de cetățean. Cred eu că este o idee bună. O idee interesantă. Când ar trebui să fie acordat primul premiu? Luna aceasta. Deci luna aceasta, la sfârșitul lunii, o să dăm un premiu. Deja am câțiva cetățeni care sunt așa la concurs, nici nu știu, dar o să vedeți și voi face imediat postarea și îi voi da acest premiu. Și pe urmă, de ce nu, dacă mă invitați, vin și cu el în emisiune. Și neapărat trebuie să faceți în așa fel încât sesizarea să fie rezolvată sau ideea sau proiectul să fie promovat. Bineînțeles, că ăsta este și scopul. Împreună să facem un lucru bun. Un lucru bun pentru noi și pentru mine și pentru ei, pentru că și eu sunt cetățeanul acestui oraș. Și nu sunt de ieri de azi, sunt de 40 de ani. Și mă văd cu ei pe stradă și mă bucur când mă opresc, când stau de vorbă, comunic. Este o mare bucurie a mea și o mare trăire să pot să interacționez cu cetățenii. Este un lucru foarte frumos. Și pentru că vorbeam despre participările la ședințele de Consiliu, aș vrea să vă rog să caracterizați cumva ultima ședință de Consiliu. Înțeleg că au fost câteva subiecte, câteva puncte pe ordinea de zi care au creat ceva dispute. Cum a fost ultima ședință? Ultima ședință n-a fost diferită de celelalte. Sunt păreri pro și contra. Sunt oameni care văd lucrurile într-o normalitate și alții care le văd un pic exagerate. Vorbim aici de RAM, de exemplu. Una spunem, alta facem. De exemplu, cu câteva luni în urmă spuneam că se desființează RAM-ul și anunțam pe toate site-urile de socializare și în mass media că RAM-ul s-a desființat, iar cetățenii trebuie să debranșeze rapid. Și un lucru, iată că acum venim cu un studiu de fezabilitate, vedem cum putem să resuscităm această societate, să prelungim această agonie. De fapt, când să credem? Când anunțăm că RAM-ul intră în faliment și și anunțăm cetățenii că trebuie să se debranșeze, da, pentru că nu vom mai putea furniza căldură? Sau când noi încercăm prin studii fel de fel de superfugii din acestea să facem, să prelungim această agonie și de ce nu să cheltuim banii buzoienilor pe studii, că studiile alea trebuie plătite. Și de unde? Din banii buzoienilor. De ce să facem lucrurile astea? Pentru că s-a creat deja un decalaj, nu mai știu oamenii ce să facă, să se debranșeze sau să rămână la sistemul centralizat. Din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați, trebuia acest sistem să rămână. Sistemul centralizat este cel mai bun, dar am spus din 2016 și înainte, în vechiul mandat, adică în vechiul mandat, în mandatul din 2012-2016, am spus, haide să facem acele microcentrale de cartier, haide să atragem fondurile europene, să putem
modernizat rețelele de distribuție a energiei, pentru că au fost axe deschise și au fost bani suficienți să facem acest lucru. Și se putea face, era foarte ușor să facem lucrul ăsta. Și nici acum nu este târziu. Dar n-a fost o prioritate. Noi ne-am bazat tot timpul pe aceste pomeni, pe aceste subvenții venite tot din banii cetățenilor, da, din România, cetățenilor din România, și sume extraordinar de mari. Oameni buni, cu acești bani care s-au cheltuit pe subvenții și pe ajutoare de orice tip, puteam să modernizăm acest sistem de, centralizat de distribuție a energiei și puteam să facem acest lucru de foarte mult timp. Și nu mai cream acest precedent, această situație în care oamenii nu că plătesc exagerat de mult gigacaloria. Gândiți-vă că este în jur de 575 de roni, adică 5.750. Bine, oamenii care ne privesc ar putea să spună, bun, de ce nu le-a făcut boșcodeală dacă s-a pus problema la momentul respectiv? S-a creat un sistem de a-i ține pe oameni în șah. Îmi pare rău să spun, asta am constatat eu, și acești oameni au fost folosiți tot timpul. E urât ceea ce au făcut, ca o masă de manevră în campaniile electorale. Deci, noi vă dăm, noi suntem buni, și nu numai un singur partid a făcut lucrul ăsta. Cam toți politicienii care s-au perpetuat pe la conducerea și cu Consiliul Local, și cu Consiliul Județean, și Parlament, toți se folosesc de cetățeni, de votanți, cu aceste promisiuni și cu aceste cadouri, daruri care n-au nicio semnificație decât cetățenii trebuie să înțeleagă că acești bani sunt tot din buzunarul lor. Un politician nu vine niciodată cu bani de acasă și să dea din buzunarul lui să facă daruri și să dea cuiva. Nu. Bun. Haideți să vorbim în continuare despre RAM. Deci spuneți că e cumva ciudat această situație. În urmă cu câteva luni anunțam cetățenii că RAM-ul va falimenta și că nu mai putem furniza energie termică, astfel încât, și mai mult decât atât, s-au oferit subvenții pentru montarea centralelor de apartament, da? Sigur că iar da. Acum se face acest studiu de fezabilitate pentru RAM. Ce explicație a oferit domnul primar Constantin Toma? Că acolo unde, știu eu, sunt locatari care nu s-au debranșat sau agenți economici, trebuie să se facă un studiu și în baza acestui studiu de fezabilitate să găsim soluții de a încălzi, de a avea un sistem centralizat. Ceea ce este o aberație din punctul meu de vedere, pentru că s-a creat un dezechilibru energetic total și este un haos. Avem o mare problemă care vă spun în seara asta în premieră. Liceul tehnic din zona industrială. Oameni buni, acolo sunt, cred eu, în jur de 1000 de elevi care la ora actuală nu au căldură. Se lucrează la centrală, din câte știu eu, acolo. Se lucrează la centrală. Acum se lucrează la centrală, iar copiii și mâine, și astăzi, și alaltă ieri, și poi mâine, cred, se încălzesc cu niște aeroterme. Dar cum se încălzesc? Se mută din oră în oră, pentru că structura electrică și instalația electrică nu poate să ducă, ca în fiecare clasă de curs, să funcționeze o aerotermă. Și atunci a creat o situație în care cât ai vrea să creezi un confort copiilor, nu se poate. Pentru că stă o oră într-o clasă, pe urmă o ia de acolo, o duce în altă clasă. Gândiți-vă în 2019 unde am putut să ajungem pe o lipsă de gândire și de prioritate. Lucrul ăsta din 2016 trebuia pus la punct. Eu acum nu vin să critic. Eu am spus tot timpul lucrul ăsta. Și spun în continuare, haideți să găsim soluții, haideți să lăsăm cărțile, spectacolele, haideți să lăsăm alte activități.
unde putem să ne facem, știu eu, publicitate, să lăsăm avioanele deocamdată, locomotivele. Haideți să găsim, oameni buni, soluții, să o luăm cu ce este strict necesar și nu ne permite să amânăm această situație. Nu putem să ne jucăm cu cetățenii municipiului Buzău. Nu putem să-i lăsăm așa într-o, știu eu, incertitudine. Nu ne jucăm. Pentru că vorbim de ramă în continuare, locatarii din jurul PT4 din cartierul Dorobanți sunt obligați să suporte același zgomot, au tot făcut tot felul de sesizări, înțeleg că nu mai sunt primiți nici măcar în audiență la directorul Regiei Autonome. Ați stat de vorbă, știți situația de acolo. Eu o să continui să vorbesc despre acest lucru până la primăvară, probabil, când se vor opri. Sigur că da. Am stat de vorbă, am făcut personal sesizări către instituția prefectului, Direcția de Sănătate Publică, către Agenția de Mediu, deci ca și consilier local, pentru că la cererea cetățenilor trebuie să iei atitudine, trebuie să te informezi, trebuie să vezi ce se întâmplă acolo, pentru că oamenii sunt bulversați și nimeni nu le spune care sunt pașii, de ce s-a făcut, cum, în ce fel. Ei stau acolo într-un haos, într-un zgomot infernal, poluare și credeți-mă că nu le spune nimeni care va fi perspectiva lor de a locui în zonă, de a conviețui acolo. Pentru oamenii că este un disconfort total. Nu le-au fost prezentate documente, că au cerut avizele de mediu și nu le-au fost prezentate aceste documente. Sunt atâtea și atâtea situații. Deci, nu mai vorbim de, știu eu, autorizații de construcții, știu eu, sau certificate de urbanism. Dacă noi le cerem cetățenilor și credeți-mă că mă întâlnesc zilnic cu sute de cetățeni care sunt plimbați pe drumuri pentru un banal certificat de urbanism, cu fel de fel de chichițe, de avize, că nu e, că nu trece, că și pentru un mic balcon, pentru orice construcție, și pentru un coteț. Dacă un cetățean din Buzău vrea să-și facă, știu eu, o magazie mică, îi trebuie acest certificat de urbanism. Și noi ne întrebăm, dau un exemplu ca să înțeleagă telespectatorii. Montăm stația de asfalt. Noi, când am montat stația de asfalt, în primul rând, nu aveam aviz. Deci n-ai cum să ai aviz atâta timp cât această stație de asfalt o motezi la 100 de metri de ultima casă sau ultima locuință. Deci ordonanța 119 pe 2014 spune că limita este de 500 de metri. Păi dacă noi, ca și primărie, ca și administrație, nu respectăm aceste. Cum putem noi să le cerem cetățenilor? Cum putem noi să-i tragem pe ei la răspundere? Și îi hăituim, și îi amendăm, și îi ducem pe urmă să apeleze, știu eu, la judecătorie, la instanțe, pentru a îi pune în să intre în legalitate. Da, să intre în legalitate. Și multe lucruri de astea anormale și banale, care vedeți, ne ocupăm de, am lansări de cărți, ne ocupăm de, îs bune și astea, ne trebuie și cultură, ne trebuie orice, adică totul trebuie să fie o complexitate, dar prioritatea trebuie ținut cont de ea. Și știți și dumneavoastră, și pe timpul lui Ceaușescu, parcă era mult mai atentă conducerea, știu eu, județului, a orașului, cu grija față de cetățean. Acum este o lipsă totală și un haos total și îi bulversăm pe săracii cetățeni. Luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni în direct și vom vorbi, domnule Roșioru, și despre cele 40 de cărți editate de și lansate de Primăria Municipiului Buzău. Vom vorbi și despre mutarea companiei de apă, vom vorbi și despre sărbătorile de iarnă, dar asta după o scurtă pauză publicitară.